Atunci când visul meu a preluat un contur, am avut un moment în care vroiam să fac ceva mai mult decât, de fapt, să ajung chiar la o școală de tenis să predau. Însă nu mă simțeam prea bine și aveam o tuse, o aveam chiar de la Chișinău și credeam că e ceva temporar, că o să scap de ea și foarte, foarte naiv, aș spune, am preferat să cred că sunt bine, dar e ceva care o să treacă. După care antrenorul pentru care lucram în momentul respectiv mi-a zis să merg la spitalul care era la chiar la 20 de minute de casa mea și să fac un control, un control de rutină la care mi s-a propus să merg mai departe, să fac mai investigații mai aprofundate. După care mi-au zis că, uite, avem nevoie să facem și o biopsie. Biopsia a fost făcută, internată în spital timp de o săptămână, am așteptat rezultate. Rezultatul a fost diagnoza de cancer limfatic. Cum l-am depistat eu, nu puteam prea bine respira, stând pe partea stângă. Deci a fost afectată partea stângă. Noduri limfatici inflamați, absolut toți. A urmat chimioterapie timp de 6 luni, 8 sesiuni, la fiecare 21 de zile. A fost ceva cu care am învățat să trăiesc și prin care am învățat să învăț. A fost o lecție pentru mine. A fost o lecție de viață, cum să-mi trăiesc viața în perioada aia în care am avut atâta timp liber. Am făcut și yoga, am făcut careva terapii de grup. Mi-a plăcut să mă redescoper. Sincer, nu vreau să revin în faza în care trebuie să mă redescoper din nou în felul ăsta. Prefer să fie în fiecare zi cu ceva nou, cu ceva proaspăt și nu printr-o boală. Nu am fost un fumător, nu am consumat nimic din care se poate provoca cancerul. Cancerul, de fapt, pentru mine este o descoperire, că cancerul te învață cum să te iubești pe tine și, într-adevăr, eu dădeam multă dragoste la alții, pentru mine nu prea păstram. Și faptul că asta m-a învățat să adopt un alt mod de viață, într-adevăr mult mai activ, un alt regim alimentar, mi-a fost foarte ușor să mă adaptez la ceva nou, pentru că eu sunt o persoană care experimentează totul. Deci am început să beau mai multe sucuri, mai multe legume fresh și absolut totul era mai mult parcă vegan, deși mâncam și pește, dar foarte puțină carne. Am conștientizat un singur lucru foarte, foarte puternic. Pentru mine este cum poți să faci în viața așa încât să păstrezi pentru tine puțin mai mult, probabil, să fii tu bine și să-i faci pe alții să fie la fel de bine ca și tine în jurul tău. Prin asta am adoptat o nouă rezoluție pentru mine, să fiu profesor de yoga. Așa am ajuns să predau yoga la centrul la care eram un membru, simplu membru de un an și jumătate. Am învățat cursul, am trecut cu bine și a continuat până ziua de azi. Predau yoga la centrul de yoga, cât și la careva retreat-uri, tabăra de recuperare Ramping, care o facem deja într-a treilea an. Sunt profesor de yoga, dar și fac ore de meditații. În același timp e și un suport. Sunt persoana care acordă suport, oferă suportul de care are nevoie fiecare persoană care vine la tabără. Noi suntem
Suntem un tot întreg acolo. Am un mesaj pentru toți cei care trec prin cancer la moment, și asta ar fi: învinge cancerul prin a te iubi, prin a-ți fi cel mai apropiat prieten și a dărui celor din jurul tău dragostea pe care o păstrezi.